după ce a fost exmatriculată din liceu pentru că a încercat să-i omoare pe bătăușii care îl terorizau pe Puchsley, fratele ei. Wednesday Adams începe să meargă la Nevermore de școala de monștri unde, o au învățat și părinții ei, Gomez și Morticia. În vreme ce încearcă să fie acceptată și se luptă cu abilitățile care îi provoacă viziuni, Wednesday investigează o serie de crime comise de un monstru ciudat. Materialul are loc după 97 de ani de la un război nuclear devastator care a distrus mare parte a vieții de pe Pământ. Singurii supraviețuitori au fost locuitorii unor stații spațiale aflate pe orbita Pământului. Stațiile spațiale s-au unit pentru a forma o structură masivă numită Arca. Resursele sunt limitate, și toate infracțiunile sunt pedepsite cu moartea. 100 de locuitori cu vârste sub 18 ani condamnați la ceea ce ar fi fost infracțiuni relativ minore pe pământul din urmă cu 100 de ani, sunt considerați acum un negligeabil și sunt trimiși într-o misiune de testare a condițiilor de viață de pe pământ. Zborul 828 din Jamaica către New York a avut parte de niște turbulențe. Când avionul a aterizat, pasagerii și echipajul au aflat că au trecut 5 ani jumătate de când zborul lor a fost dat dispărut, ei decolând la 7 aprilie 2013 și aterizând la 4 noiembrie 2018. New Amsterdam îl urmărește pe Dr. Max Godwin, în timp ce devine directorul medical al unuia dintre cele mai vechi spitale publice din Statele Unite ale Americii, cu scopul de a reforma unitatea neglijată prin distrugerea birocrației sale pentru a oferi îngrijiri excepționale pacienților.